Microinvest. Credite pentru oameni harnici. Fătesca albă. Descoperă desfătarea autentică în nobilul spumant brut Aprilie Wine. Redmark, expertul dumneavoastră în redobândirea cetățeniei române și perfectarea actelor românești. Casa bună se cunoaște după fațadă. Salamer, gust cu tradiție. Salutare, dragi prieteni! Știu că pe 1 aprilie a fost mare sărbătoare în echipa Jurnal TV. Dora Show face 7 ani de activitate. Îi doresc încă mulți, mulți ani înainte și până o să ajungem la Chișinău, unde urmează să vă prezentăm casa în premieră, vreau să vă salut de aici, din Negureni, de la prima mea casă. Casa de la Negureni, unde trăiești mama, mătușa și Lavinia, și această casă. De fapt, fațada casei a fost făcută de către echipa Fațade 3D și vreau să le mulțumesc tare mult. Într-un timp record au făcut această casă să aibă, iată, așa o înfățișare extraordinar de frumoasă. Iar eu ușurel mă pornesc pe Chișinău, mama deja și toată familia este la casa din Chișinău, iar eu eram acasă, trebuia să primesc animalele, iepurii, găinile, coșii care cântă. La mulți ani Jurnal TV, la mulți ani Dora Show și un mare, mare mulțumesc Fațade 3D, care fac cele mai deosebite fațade pentru casa ta. Hai, fuga, mama, fuga, că vine un jurnal și n-a reușit nimic. Repijor și Lurix. Da? Hai, ești gata? Hai, gata, eu nu-s gata, eu de-aia am pus. Hai, intră, de-aia mă. Bună, dar bună seara! E tare important în casă nouă să vină oameni cu inimă deschisă, așa cum este Ana noastră, super mama, așa cum o știe toată lumea. Ea este producătoarea Dorei de 7 ani de zile și pe 1 aprilie noi am început, în 2017 am început cea mai deosebită nebunie în sensul frumos al cuvântului și de astăzi nu mai este un secret după 7 ani de activitate că în spatele Dorei se ascunde eu. Rușinică la obraz, Chioricu e gros, așa? Adică împreună, dar pe ea o știți, dar pe mine... Noi, adică noi. Da. Hai facem la transformare, da. Dar... Da, hai. Mănica, da, ajută fetele, nu sta! Deci astăzi, cu emoțiile pe care le am, cu această novoselie, vorba românului, n-am reușit să mă machiez la timp, dar este, cred că o să vă fie foarte interesant să vedeți momentul transformării al lui Emilian Crețu în cea mai deosebită, de fapt, First Lady of Republic of Moldova. Fetelor, voi n-ascultați, voi puneți acolo, că la noapte dormim prima dată, s-au pus ele două gospodile și azi zic oare fioraș, și azi zic oare nepotul. Tu ne-ai filmat rochea mea și deosebită de la Mona Lisa Boutique? Chis. Dar cu fondul ăsta de tint, fără pudră și fără corecție, parcă sunt moartea. E ca așa am să văd când am și eu moart, galben pe față. Dar până atunci mai avem încă 70 de ani. Până o să începem însăși emisiunea, eu vreau să vă povestesc despre 1 aprilie 2017, atunci când am început această nebunie frumoasă și deși aveam o frică foarte mare, pentru că vă dați seama, acum 7 ani în urmă să scoți un personaj travesti la televizor, cumva credeam că, deși știam că Dora este deja iubită, dar nu știam dacă o să fie impactul atât de mare și ne bucurăm că de atunci până acum Dora continuă să rupă topurile, da, Ana? Dragi moldoveni, dragi basari, sapa este un instrument național. Și când zicem asta, o zicem cu o mare, mare mândrie, pentru că muncim destul de mult, punem foarte mult suflet. Dacă nu pui suflet, nu iese, e ca nu iese. Dar noi, parcă suflet avem, inspirație avem și... Iată că am ajuns la aniversarea de 7 ani de Dora Show în casele voastre și dacă sunt casele voastre anul ăsta, începem ediția cu o ediție specială în casa mea sau a Dorei, la care am muncit aproape 2 ani de zile. Astăzi o să facem un tur al casei împreună cu Dora, deși ar trebui să o fac eu, dar îi dau totuși, eu sunt amabil cu doamnele. Punem putră să ne arătăm ca mortul, așa-i, are mijloc.
subiecte și eu frumos, sexualitate senzuală, chiar? Așa. Ofti. Și 7 ani, așa, 7 ani de când mă suportați, mă răbdați în fiecare sâmbătă, fără întârziere, fără lipsă. Așa, și buzișoarele lipsă, că să-i mie până o leacă de pomadă. Așa, filmează de aproape, asta e tare bun pomadă, asta e tipul cu iura și nu se ia. A, așa, a, astăzi îmi vin musafiri să-i invadă casa, dar cum să nu mă închinui? Au, pârșic și sunt, atent, au. Trebuie să pun brozgavice la gură, dacă ai să și scrobă dimineața care l-a mâncat ouă de cocomările, că e posta mâia. Așa, alea. Of! Lavinia! Și asta este camera mea. În sfârșit mă mut eu la Chișinău, aici avem dormitorul. Mi-am adus unele lucruri, cum ar fi cărți, nu prea le citesc, dar îmi place cum stai aici foarte drăguț. În loc să fiu la școală, eu trebuie să stau la Chișinău și să fac curățenie. Ia vezi că și deschide ușa, că a venit nu știu cine la poartă! Mă, la vinie! Of, copchii ăștia, copchii, doamne! Bine, mai încoace și tu. La vinie, hai, tu nu mă auzi! La vinie! Nu-s eu la vinie și vrei! O, scuri, Irinuța, tu ești! Scuzi, caut copchiul ăștia la Chișinău, jos, trebuie să mă duc eu! Wow, doamne, copchilaraia, mami, nu cine-i? Out. Alo? Doamna Dora? Da, da, cine-i? Aștept de mult? Hai, intră, mie nu hai. Parola? S-a deschis, slava Domnului, wow. La vine, adine, că vin musafiri și nu reușesc nici un canecă. Băleu, bună ziua! Ia ca și prima invitată, mamă, ta și mătușa, nu te că lucrezi. Nu puteam altfel decât să... Bine, ai... Wow, și flori frumoase! Dar de ce sângură? Domnul Usat-i unde? Domnul Usat... Cine acolo? Așteptați! Lucrează intens, dar de recent relația noastră a luat o altă întorsătură. Recent? Asta de când? Recent, fără multe detalii. Fără multe detalii? Ești singură? Acum da. Acum da, hai. Dacă relația va evolua sau va involua, bineînțeles că tu vei fi prima care vei afla. Du-ți și pune florile în apă și ăștia apucă de lucru. Uf, și... Doamne ajută, doamne, dacă îl vedeți pe Iura, spuneți-i că am murit. Nu mai există pentru dânsul nici o dată. Dora! Cum strec, mă, copașii ăștia și... Dora! Vreau să fac și eu turul cății, să arăt la oameni. Știu și eu, femeie, gospodinul, cu bărbat aici. Soară de greaba și cu bărbat în sătriu. Dar nu, că ușile astea sunt mari, cu sigur... Măi, Iura, măi! Uau, v-ați mă aud de toată mahala și ați zic o mii de hane aici, doamne, dar pășei! Doara, leagă, câine ăștia, Doara, leagă! Ia-ți mă rupă! Poate ești ca... Iura! Iura! Ia ca, vedeți? Nu-i! Dora! 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 Nu spus și e că vedeți dacă aș fi avut un bărbat? Poate că îngestupa o lecțică de a priori wine pentru că nu ești drag. Avem narțiși de la Nicoleta, ia uitați-vă, ia uitați-vă. Dar ei mi-i plac narțiși. Acolo televizorul am să mă uit în fiecare sâmbătă. Amuia n-am baterie, că la telecomandă ia că am adus Redmark-ul. Vedeți, dați-vă arăt, oameni buni, aici Redmark. Aici, ca vedeți, floarea asta mușcă. Azi noapte mi-a făcut aici o rană. Noroc că Iruța m-a lins și la dâns, știți, saliva e un fel de antibacterian, cum se cheamă, și mi s-a uscat și creierul din mine, așa. Avem și microinvestul aici, avem elefanți, cămin, iată. Ah! Ah!
Ei, mă joc, că de-a teatru, că nu aici, tot așa e frumos. Îmi place. Stați, că Iura nu-i, dar nu uitați că baba are și bucătării și acolo trebuie și bielunici, ca eu i-am spus, bielei, mă ating soția ta, ați fac probleme, că mai mult ai și la bucătăria asta, adică la bucătărie, îi tap și eu. Bielonicica, ia ajută-mă. Bună ziua, bună ziua. Eu vin cu sticla mea, dar el are sticla lui și îți place roziu. Da, așa, bravo, bravo. Ești și vorba și ea, demonstrează, că nu știu unde s-a dus bărbatul ăsta, eu cred că am auzit și tot lui și nu-i. Dacă pădurea e aproape, cred că s-a rătășit. S-a dus la... După floricele. Care floricele? El pretinde să s-a dus după șupierși. Aranjează-le frumoșalini. Doamne, și flori frumoase. Nici nu știu cine mai frumoase din florile astea. Ori asta, pune florile cele acolo, stivezi, o frumușic, tinerică. Ei, așa e, ăștia lucrețul tăți, băi, sunt modești, Doamne Dumnezeu, un pic de a priori wine bay. Dar de florile astea, o lecție mai încolo, și te ascunzi. Nici nu știu care floare mai frumoasă, asta sau asta, pune acolo frumușă. Bielei, pune te rog acolo un colțușorul și ala. Hai, dă-ți și eu când un prim păhăruț de a priori wine, pentru că nu ești drag. Hai, Bielei, Doamne ajută, eu vreau... Și cu noroc și încă și cu bun augur, dar unii, mama ai, mătușa ai, nepoată. Mama și mătușa și nepoată, ele toate sunt gospodinii pe afară. Așa e, strângă. Apropo, mătușa Dora, ea este spaima frunzilor. Când vede o frunză prin grădină, Doamne ferește, frunza fuge singură, că ea nu își pune mâna pe greblă, pe tăt. Dragii mei telespectatori, bună seara, o lecție că m-am calmat, a fost foarte greu, a fost foarte anevoios, un an și cam 8 luni de zile, măi, până am ajuns în momentul ăsta aici. Ești, dar și gătim astăzi. Astăzi, dacă totuși e post, dar avem o aniversare în care împlinim, Dora și-o împlinește 7 ani. Așa? Noi vom găti tort de post. Ai mâncat vreodată tort? Am mâncat, Doamne, și cei mai bucuroasă cu siguranță o să fie Anastasia Antonna și Dorina Antonna, pentru că ele țin post. Eu am spus, eu tot țin post, numai că eu mă iau vișe și spun Scriptura. E păcat și ea și iese din gură și ea și intră în gură. Ei, asta e, dragilor, astăzi avem o ediție specială, acum o să vină tot familionul Lumilian Crețu. O să discutăm cum a fost începutul anului 2024 cu doamna Anastasia, cu doamna Crețu... Crețu. Doamna Crețu, Crețu și atât. Dacă se... Mama Dora, Lavinia, hai coborâți și mai jos, hai! Lăsați măturile, luați-vă rochile și el de sară și știți frumșele. Zici și ingrediente avem noi până să vină fetele. Dacă, sincer, eu toată noapte am stat în bucătărie, deja am testat-o, i-am făcut blat. Tot lucrează. Tot lucrează, tot e perfect. Eu cred că aici îți gătesc mai des ca la mine. Eu sigur, așa că... toată lumea este pentru. Două secunde. Ferice de omul care are un biel acasă, este la etajul întâi o cameră de oaspeți, așa că o să fie camera a ta. Tu dă-ți părul la o parte, eu înțeleg că la tine e frumos, spune peste microfon, e ca pune așa să vadă decolteul ăsta. Hai să te învăț eu, dă-l în spate. E ca în spate, tăt părișorul și ăla, așa. Of, coama asta de iapă, tare frumoasă. Când eram eu tânăr, avem și eu așa. Hai, spune, Bielei. Toată noaptea noi am pregătit pentru tort. Ingredientele sunt pentru blat, noi am folosit făină. Gramajurile deja le găsiți pe ecran. Noi gătim în jur pentru 12 persoane, noi vom fi... Taman 12, deci ca astăzi mai avem invitați. Blaturile deja sunt gătite, am tăiat forma. Pentru cremă, noi aici folosim o cremă vegetală. Așa e. Nu cineva că e de tot. Avem nevoie de cacao și mai avem nevoie de ciocolată. Ciocolată tot de post. Ca decor noi vom folosi fructele, dar ca cremă noi avem nevoie de două creme. Pentru decor și cremă care vom asambla tortul. Așa, foarte frumos. Eu sunt sigur că acest tort pentru 12 persoane o să fie perfect. Și pentru că ceva. Așa. Va fi tortul de post cu vișine. Vișinile sunt în socul. Dar știi de unde? De unde? De la Negurieni, asta mama le-a pus, asta mama cu Dora le-a pus. Dragilor, astăzi avem o ediție foarte amplă. Familia Crețu o să fie alături. În afară de aceasta, Anatol și Irina Bivol sunt invitații noștri de onoare. Da, de onoare, ei sunt primii artiști care calcă cușorușul în acest, așa cum spune nebunul, în acest mauzoleu lui Crețu. Cu siguranță toată familia Jurnal TV, în mod special toată echipa Dora Show și Ana
și tăți, că nu știu, Iura, pe unii dat vorba și ea, dar îmi șădă că nu-i mai trebuie 1000 de ani. Fat, hăi, dă-mi voie să dau un sfat. Și tână, frumoasă și singur în continuare, încă mulți ani înainte. Chiar că-l vezi, de câte ori l-am strigat? Așa te le-ai ales, Dora. A pia ca la alegere, să-i sfatul meu pentru tine, chiar dacă eu sunt mai mic și tu ești mai... Bravo, așa antică. Ce ai zis, măi? Doamne, verește, ia uitați, voi vedeți? Această sfântă ninuță, când scoate câte o glumă de asta, ești antică, ce vrei să spui? Antică. Că? Antică, am înțeles foarte ce bine. Mă, măi, vine că ficta mă bobozește! La Vilia, mama, Dora! Dacă ar fi Zinaida Julia, ar fluiera, dar eu nu pot. Mama, Dora, Lavinia, viniți în coași! Ia că amuși li găsesc eu. Ia uite la dânsă, bună ziua! Da, și fășeți fetilor! Ia uitați, s-o așezat acolo șerbi mai în stânga. Noi am venit la Chișinău să ne hotenim. Noi de lucru lucrăm acasă, la țară. Dar aici ne hotenim o leac. O leac când dat o leac de ajutor, acolo ne hotenim. Dă-te mai încolo, așa. Da. E vorba și e. Dă, stăm să ne... Uf, dar și-i de mult căluță aici și văli. Bine și curățat. Noi aici ne hotenim. Știi care e minusul la patul ăsta? Da, noi și... Dar și râde. Care e minusul la patul ăsta? Nu o să spune. Nu, se spune. El e mare și nu-i bun? Mama ți-a depus Dora, dar au spus, Doamne ferește, dacă nu era post și era să fac ele aici și veam în mahală. Dar și nu-i drept, fetilor, eu vă mulțumesc pentru ajutor, dar hai, frumos casa. Camera voastră unde-i? Jos. Așa. O să o prezentați, dau un biculeț mai încolo, până atunci duceți, vă rog eu frumos, puneți acolo tacâmul și de farfurii, furculiți, șervețe. Nu numai o mână, doar e nu știu că acolo la tine. Frunză, nu e nici o frunză, doar unde-s frunzele? Doar acum vede o frunzuliță, cum deodată? Hai, la lucru, hai. Apropo, voi duceți-vă eu aici spre zin. Hai, ridicați, hai, dă-mi-nu-ți. Această oglinjoară îți deschid din partea și e dressing room. Aici e baia, dar nu vă arăt. La Venia! Wow, doamne! Băi, am un câr de fete, vorba, și ești tăt, trebuie să am grijă. Așa e încolo, așa e încoașe. Hai, la vinoș! Aici am dat Irina, sper că nu este Irina. La Vinia! Ia că poftim, ia cameră goală, ia locurile lui Irina. Ia să vedem noi și are Irinuța aici, dar nu-i frumos. Oh, doamne! Mm-hmm. Am înțeles, așa, ia uite și... Lavinia! Și cu bardacul este aici, iau, și cosmeticică, și rochii, și... Iau, fugaz, n-ai acta, și... Uleu, au, și frumos, ia de coș. Oh, cu asta mă duc anuita la blajâni și mă asortez că am primit și un tablou frumos cadou, ia, așa, ia, câtă-mă. Să vii Picasso să mă pictez pe mine. Așa, e bun? Cadrul se vede? Așa, făceți, vă rog, așa. Dacă o-i muri poza asta, să mi-o puneți pe mormânt. Frumos? Ia uite, măi, ce m-am asortat. E ca asta să o punem aici frumușel, că se asortează camera cu pchilul. Of, e mare! Încă miroase la vopsea, aici e baia lui la vede. Fugazul ăsta de strecurat zărul. Hai, pune-i, șeți aici frumușel. E frumos, dar ca așa. Aici avem o băiță aproape gata. Ia ca așa, aici să facem. Ne spălăm, băi, scurte, sunt hârtii de... La Vinușca, la mine în baie să nu-i pui hârtii de viceau, că la mine se rupe. Nici ciocălăi la mânta, la negurezi, ne aduci. Dar și, Iaco, frumos. Să mă audă Lilua, m-ar invidia. Aude, baba, cu ciocălăi, păstrează copașii. Alea. Uof, copchii mamilor, eu de... La Vinuș, în casa asta trebuie două zile să te găsești de-o parte în alta. Și ia ca aici oameni buni, atenți, nu chiși, te rog frumos, ai grijă să nu fac păcat. Ia ca filmează, aici e camera prințesei, dar nu vă prezint, o las special când o veni bărbat, nu dacă o veni, dar dacă nu o veni, o intra singură. Un lucru vreau să vă zic, ușile se deschid amândouă dată. Dat ca pentru prințesă, dar așteptăm să vină Iura, lăsăm spre final. Of, de mă duc, mă ating cum mi-a venit invitații. La Vinia, mami, de la Vinia. Văleu!
a venit invitat. Dar și nu a deschis. Bună seara! Bună seara! Dar eu mă uitam că mai și nu a venit și s-a așezat pe canapea. Bună seara! Anatol! Bună seara, Irinuța! Dar și nu a deschis. Ei, o prea frumoasă fată pe nume Lavinia. Lavinia, dar eu tot o caut în stânga. Lavinia, Lavinia, cea care mi-a oferit și dormitorul ei unde mi-am pus ținuta și... Bă, bra... Nu știu ce se întâmplă în casa ta. Dar eu dacă eu mă aduc încolo, Lavinia în stânga, Lavinia în dreapta, așa e, știți că... De bucurie și emoții. De bucurie și emoții, așa moment când știi, ai un copil mitel în casă și când trebuie să alergi în stânga, în dreapta, în beș, la magazin, atribuieți copilul. Noi... Bă, leu, sănătoșei, voioșei. Mulțumim. Doamne, ia uitați-mă, păpușa Barbie din Moldova. Ascune, e, dar mă-s baba, da, baba Barbie eu sunt. Așa că mi-a dus Nina Crețu că-s antică. Doamne. Floarea prinde interes. Floarea prinde, toalea. Și vrei să mă cucerești? Dar dacă Iruța Neu nu e acasă? Toată viața. Toată viața s-a plăcut femeile cu floarea cu interes. M-au inspirat. Dragii mei invitați, trebuie să recunosc, apropo, dragi telespectatori, că m-am gândit cine să fie primii oaspeți din showbizul autohton și zic, măi, tăți-s buni, pe tăți îi iubesc, pe tăți îi stimez, dar zic, trebuie cineva care să fie așa, pe același feeling cu mine și, în primul rând, vreau să le mulțumesc, dacă țineți minte, în decembrie, la Negurieni, căldura pomului de Crăciun, ei au fost invitați și au spus că Emily, Dora, hei, noi venim cu mare drag la tine în sat, tocmai de-aia v-am invitat și, din câte observ, n-ați venit cu mâna goală. Ei. Acum la casă nouă o să vii cu mâna nu goală. Știu dacă, nu știu dacă te surprindem prin acest, da? Băde, Anatol, da, hai. Da. O, Doamne! E bărbat, nu? E bărbat, nu? Uite, mi-am gândit mult, el încă nu e implorit, dar așa cum tu ai făcut primii pași astăzi în casa ta nouă, sperăm și copacelul ăsta să-și facă primii, să-și aducă primii mugurași, adică cu floare, cu mai multe floare, să crească cât de mare el vrea și să-i găsim un locșor unde să-l plantăm. Uite, împreună cu tine. Mulțumesc tare mult pentru acest cadou, îl accept cu mai drag, cu o condiție, că după asta mergem și găsim noi împreună, îl plantăm frumos și îl poate ne-a venit și eu, rahurleto! Ia uitați, asta e Irinuța, e tău, asta e Irinuța și Anatolie ca ei. Doamne! Mulțumesc, bă, dar prost. Sper că, da, sper să fie frumoasă, trei. Să crească. Strei. Îs gravide. Hai să-l punem aici frumos. Așezați-vă, rog, frumos. Să fie de bine. Sper că nu te superi, că nu e înflorit de tot, dar... Dar pe el o să înflorească, asta a fost și ideea. Astăzi este prima zi, astăzi suntem în muguriri, iar peste săptămână cu siguranță o să înflorească. Astăzi sunt o floare. Cum la voi? Sănătoșei, voioșei? Eu vreau să vă fac din start un compliment. Iată, eu simt cam de 2 anișori că voi foarte frumos ați revenit în showbizul autohton. Orică datorită că Irina spune, auzi, Dora, hăi, dă-și și să fac pe Instagram, să postez ca să fiu mai virală. Și iată, de 2 ani de zile sunteți, iarăși ați revenit în forță pe cal alb. Pentru că a fost o perioadă unde ați stagnat. Și... Asta s-a simțit. E ca așa, stagnarea această pauză. Ce v-a făcut să reveniți frumos? Că am înțeles că aveți și melodii noi. Da, noi acești 2 ani de zile nu am stat degeaba, zic așa, dar bine, noi suntem în scenă în 2 și lumea ne cunoaște de 33 de ani. Dar fiecare din noi avem familiile noastre și atunci Irina cu copiii au luat o decizie ca să plece, da, pe perioadă și iată bunul Dumnezeu așa a dorit ca să le întoarcă înapoi. Mulțumesc, Doamne, că ai făcut și ai întors-o înapoi! Dar eu între timp am fost de atac cu nepoței mei și datorită nepoțeilor mei îmi dau un pozitiv și niște note care iată când s-a reîntors Irina anul trecut în bar. Am început activitatea, în primări la studio și am lansat 2 piese. Prima piesă care
știu că-ți plac copiii. Foarte mult, Doamne Dumnezeule! Astăzi am venit cu piesa care, nu știu, mi se pare că numai la... Numai la... N-am fost, da. Exact. Ștaman azi momentul... Astăzi este prima zi, mai ales că e prima zi când mă mut în... Am nevoie de inimioare și sufletele curate, îngeraj, dar și poate, în afară de un copil, să fac acest lucru. Da, și o să vedeți... îngerași ăștia, pentru că într-adevăr aduc un pozitiv, se numesc copiii de la TG Academy, care au cântat cu noi și chiar avem numărul ăsta împreună cu ei. Iar piesa se numește Campion și tu ți-a cât ori tu ești campioană în toate. De asta îți dorim în continuare. Știi, sugestivă, de-aia și-am ales, că mai avem piesa nouă, Plouă la Chișinău, care am vrut, dar am zis că... Azi e soare, azi niciun fel. Da, azi e soare și trebuie să aducem pozitivul prin copii și prin piesa asta chiar cu această denumire, zic, atât de emblematic, atât de, nu știu, campion. Da, și așa soții în continuare. Corect. Așa soții. Datorită sportivilor și campionilor țărișoarei noastre care au o perspectivă ultimii ani, da, care sunt pe primul pe primele locuri, da, așa. Da. Și datorită sportivilor am hotărât ca să scriem această piesă și să o aducem în dar. Dar de fapt aici nu se au da. Nu se are în vedere doar sportivi, doar campioni. Campion în domeniul în care activezi. Da. În orice domeniu. Și asta dorim. Și asta e, deci e larg spus. Da. Irinuța, două secunde vreau să te întreb ceva, dar acum te rog să-mi răspunzi direct, fără niciun fel de așa, da, ocolișuri. Și faci de arăți perfect la vârsta ta de 25 de ani. Auzi, la o vreme încoace a început să folosesc produsele de la Juliet Armand. Așa, noi nu putem să le punem. Care este secretul, de fapt, ca Irinuța să arăte perfect? Cel mai mare secret este pozitivul din mine. Deci, pe bune vă spun și la toate doamnele, domnișoarele care mă întreabă. Deci, pe lângă faptul că, da, mai fac efort, fac sport, am grijă ce mănânc, dar nu... Știi, bez fanatismă, știi cum se spune, bez fanatismă. Deci eu mi-mi place dulcișorul și tot, dar totuși cea mai mare, cum să vă zic, a tu în toate chestia asta, totuși este starea ta. Starea când ai un suflet curat. E ca asta. Și pentru că un om care are invidie, ranchiună, are negativ în el, niciodată nu o să... Deci totul se imprimă pe echip. Și eu întotdeauna m-am condus după... Vorba și aia, și aia și ofer, așa ea primești înapoi. Dar n-ai cum, uitați-vă la dânsă, cum, n-ai cum și ei și invidii, ranchiuni, zic, măi, trebuie să învii și deva și cu inima deschisă, cu suflet deschis, că sătulă, că vrem sau nu vrem, avem de-a lungul vieții de artist, de nu artist, avem și oameni care nu ne apreciază, oameni care, hei, mari brânz, hei, la, critică. Cum reacționați voi la critică, pentru că vrem... Da, ia, amâi auzi grăim despre că da toarnă, te rog, ia ca așa. Irinuța, o bărbat din ăsta, nu știu, un s-o dus și nu-i. Da, așa. Unde l-ai pierdut? Unde l-ai pierdut? Cum așa? Dar nu, că dimineață i-am dat drumul, știi? I-am dat drumul la hlanțul și au fugit câmburile, cam aici a părculețul. Și stă prin parc, că caut și pieși. Dora! Dora! Care sunt valorile care le-au transmis părinții voștri? Iaca, uite, cum te-am auzit și pe tine odată când spuneai, și eu la fel, nu înțeleg, frate, că nu se înțeleg între ei. Mai bine e una când tu, eu să așa, dacă m-am sfădit cu sorii mea, mai ales cu coșii din Italia mai des, ne-am sfădit, du-te tu acolo, du-te tu, ne-am dus împreună separat și am venit înapoi și o trecut. Te-ai îmbrățișat și loc de dragoste, pentru că, uite, asta o datorăm mămicii noastre care ne-a educat într-un spirit foarte, foarte, cum să zic, prietenesc. Călduros. Cu căldură. Așa cum e și în familia voastră, pentru că o cunoaștem pe mămica ta, să-i dai Dumnezeu sănătate, apropo. Și mulțumim. E ca exact așa și mămica noastră, Dumnezeu să o odihnească. Uite, ea ne-a educat în spiritul ăsta și noi avem, ce să zic, o relație extrem de frumoasă. Dar nu așa, dar extrem de frumoasă cu surorile noastre, cum mai avem încă două.
Și asta încercăm să transmitem și copiilor noștri, nepoților noștri, pentru că asta e, până la urmă, e cel mai frumos, cel mai valoros, familia, nu? Și vreau să adaug aici, vreau să adaug, noi la sfârșitul anilor 90, Ai aproape că mă născusem. Anii aceia 90 colaboram cu Pavel Becker, care ne-a scris multe texte la multe piese. Și atâta una din piese se numește Vino la mine, mai frate, care și astăzi este solicitat. Păi ce vreau să vă spun, în textul ăsta Pavel a scris, uite, dacă nu poți să ai palate, da? Frumoase, bogății, nu știu ce, dar dacă nu-ți într-o soră, frate, asta ești sărac. Și atât eu asta doresc împreună cu Irina, ca surorile, neamul dumneavoastră, să vă pășească. Familia ta minunată. Doamne, atât de călduros vorbiți, că pentru asta trebuie să mai bem un piculeț de a priori wine. Da, pentru mine primordial este familia. Dacă altceva nu există față. Apropo, după asta toate merg. Scuzați-mă, eu nu știam că mai aveți două surori, mai mari sau mai mici. Crezi că eu sunt Badea. Cum mă numește Badeașca? Anatol Badeașca! Dezmeardă. Și de acum cei apropiați cunosc. Eu Irinei de mică îi spun Domașca. Cum stă? Badeașca și Domașca! Badeașca, da. Dar Domașca de la ce vine? Că Badeașca e de la Badea. La Badea. Da. Ei, atunci era mai mult în limba rusă și adică... Era acasă, cu domnul. Fata cu casa. Fata de casă. Ei, și în rusă eu am dezmerdat-o Domașca. În fine, și după mine vine Marina, sora cea mai mare. Am și eu o soră Marina, în Italia mie. Marina. Da, Marina. În Italia. Trăiască marinile. Și cea mai mică, Natasha. Și Natasha. Dragilor, mai am o întrebare după asta. Mai aud, nu știu ce, nogat, niște copilași. Mă ating că mai veni cineva. Irina și Anatol au un regret? Mai regrete? S-ar putea să avem unele regrete, dar așa majore, ca să întoarcem timpul și să știm că schimbăm, să schimbăm totul, absolut. Deci așa cum este, este bine. Suntem sănătoși, avem toți familii, adică suntem la casele noastre, gospodari, cu casă, cu masă, cu copii, cu nepoței. Ce poate fi mai... Cui că stai, Irina, am impresia că tu și ei spui, amui, egal cu cosmos, cum cu nepoței. Uite la tine, cum are nepoței, uitați-vă, oameni buni. Și cum adică tu ai nepoței? Ici mă ating în joacă, fiind ca cu păpușa Barbie. Păpușul de asta vorbitoare, că acolo e Mica. Mica Irina. Dominica, așa și-mi spune, Mica. Mica, Ginică, Mica, nu Mica. Parcă nu ți-ți dă limba. Dragii mei invitați, vă mulțumesc din toată inima pentru prezență, pentru buna dispoziție, că am depănat amintiri de când eram copchii, Doamne, păvălaș. Și vreau să vă îndemn să mergem să sădim acest copăcel din magnolii, dar nu înainte, să vedem un reportaj, dragilor, pe 17 aprilie, un eveniment super mega frumos, unde teatru și muzica se combină frumos între cer și pământ, cu participarea lui Cristian Spătaru, Valentina Naforniță și Marius Manole. Va fi un spectacol-concert unde... echipa Jurnal TV este partener media și zic, băi, până pe 17 și dacă mor, măcar o repetiție să văd. Și foarte frumușel, cu acordul regizoarei Daniela Burlaca, am intrat, ne-am strecurat printre culise și avem primele imagini de la repetiții. Cât timp voi vă uitați, noi fuguța ne ducem în gădină, că suntem un locușor și plantăm magnolia, după asta, Doamne ajută! Stați aproape! Revenim după publicitate! Celebrul roman Temă pentru acasă de Nicolae Dabija va fi reprezentat în curând pe scena de la Arena Chișinău. Spectacolul concert Între cer și pământ promite a fi o fuziune dintre muzică și teatru, iar în calitate de protagoniști vor fi soprana Valentina Naforniță și celebrul actor român Marius Manole. O să trebuiască în același spectacol să joc mai multe eroine, să spun așa. Este o experiență frumoasă pentru mine să fiu într-un acest spectacol unde pot să fac totul. Pot să fac și
actorie, pot să fac și dans, pot să fac și ceea ce îmi place mie și ceea ce fac eu atât de mult, operă. O pleiadă de oameni foarte interesanți, artiști foarte buni, care cred eu că vor reuși, care cred eu că vom reuși să vă spunem o poveste frumoasă, împănată cu tot felul de lucruri extraordinare. Avem o orchestră minunată lângă noi, avem un concept de lumini, avem o scenotehnică foarte interesantă. Spectacolul concert, conceput la inițiativa dirijorului și compozitorului Cristian Spătaru și regizat de Daniela Burlaca, abordează subiecte fundamentale precum dragostea, sacrificiul, eternitatea, trădarea sau războiul. Muzica orchestrei Camerata Chișinău va amplifica și va accentua trăirile și emoțiile actorilor. Muzica va fuziona, va fi un tot întreg cu textul scris de Nicolae Dabija, va transmite putere, va transmite durere, va transmite multă dragoste, probleme care au fost, sunt și vor fi, bineînțeles, dar cert este faptul că totul vom încerca să ambalăm într-o formă foarte modernă, chiar dacă plecăm în istorie și intrăm în război. Noi ne propunem să facem evenimentul destul de larg și mare, de aia am ales și spațiul de la Chișinău Arena, ca să fim liberi în dimensiunile 3D, dar și, probabil și pot să zic de 4D, referindu-mă la lumini, la toate posibilitățile moderne ale unui teatru. Și o a cincea dimensiune ar fi și muzica, care îi va cuprinde pe toți într-un sens postmodernist, pot să zic, luând-o din toate perioadele muzicale și a istoriei muzicii și interpretată în același timp live. Evenimentul cultural Între Cer și Pământ se va desfășura pe scena Arenei Chișinău pe 17 aprilie. Hai, trei și așa, wow, Doamne Dumnezeu, așa, hai, Rânuța. Scoatem zes, scoatem zes, rea babii afară, așa, băi, mă, că stai să mă uit, unde s-o pune, anul tot vin în mijloc, da. Așa, frumușel, că mă uit acolo, te-ai pus undeva și e frumos. Îți merită, pentru că, auzi, ai deja 7 ani, sau că 2 ani. Am 7 ani de acasă, dar doar ferește că țara, că baba așa, n-ai 7 ani de acasă, dar am 7 ani de acasă, acasă. Și această magnolie, și-o în casele voastre, Doamne, unde punem? Ajute. Dar Asta ești gospodină. Nu, Irina, eu zic... Gospodina să leagă. Așa. Auzi, dar Iura și-a zic... Fără Iura nu pun nică. O punem aici, ia ca așa stăie aici. Iura o plantăm împreună. Când vine Iura o plantăm, dar și la poartă. Dar copilașul... Campionii noi. Campionii au venit. Da. Ierinuța, Fuguța, du-te repede și schimbă. Eu mă duc să mă schimb atunci. Așa, du-te acolo, du-te în cameră, la Lavinia acolo. Așa, să nu strânzi. Anatol, până Irina o schimbi de altă ținută, cine sunt acești campioni? Dă-i mai multe informații până o să-i arătăm că ei stau la poartă. Intrați. Hai, Doamne, și-s frumușei! Fuguța, că e cald afară! Parcă e luna lui August, așa, hai, ne alinem frumos aici, așa. Bravo! Doamne, și chitară avem, știți? Sunteți pregătiți? Da! Dar nu vreau să aud taie, să aud tot mahala! Iată așa, astăzi avem în premieră melodia din partea fraților Irina și Anatol Bivol, Campion. Așa că, spre audiție, vă îndemn și-ți alături de noi. Irina, hei! Ia ieși afară la balcon ca Julieta! Da, țacăi! Știi cum spui la țară? Fai, Irina, fai, ieși până în drum! Ești gata? Da, totul e bine, da. Gata. Copilaș, hai, Fuguța, de aranjăm-i ca aici, așa, frumușel. E foarte bine, e bine. Hai, Fuguța! Anatol, nu, dar las că-i cald, las-o să fii, Doamne, așa. Hey.
revenit în studioul la bucătărie. Mulțumim tare, tare mult Irinuța și Anatol Bivol pentru această melodie frumoasă. Dar le mulțumim și copiilor care au dansat atât de frumos ca niște campioni adevărați. Iar eu vreau să vă zic în premieră, al nostru bel drag și talentat este invitat. Tu și gata, gata cu gătitul, așa-i? E foarte bine în postură de invitat, dar eu mă simt mai liber în bucătărie. Eu mi-am făcut lucrul meu, am lăsat decorul care mi-e important, care fetelor le place cumva, le-am lăsat pe mâini bune. Știu că la vine se ocup cu prepararea deserturilor, are un vibe așa mai frumos. Dar unde-i fost, da, domnișoară? Tot am strigat tot dimineața, la vinia, la... Îmi faci frumos la cadru să vadă, eu înțeleg că tu te vezi să-i, dar tu uite că așa că cadru vrei și el să vadă ceva frumos. Unde-i fost până amul? Cum unde am fost? A fost așa deschis ușa la domnul Bivol. Am făcut curatea mea în cameră, am pregătit, am așteptat pe Bielu. Nu am avut de lucru eu. O salutăm și pe cobra noastră și pe micuța Emily, familia Unciulencu, Denis. Ne pare rău cum sunteți astăzi cu noi, dar iată, draga mea, cobră. Ia că te o vezi, ia tu acolo în Italia, dar aici la Vinia, ce înseamnă? Eu am întrebat la o sărbătoare, cine gătește tortul, cine gătește surpriza? Cu ajutorul mamei, prin telefon, prin unde mai încerc, da, pe unde mai mă ajută și... Da, și rezultatul final? Măi, dacă ne uităm la decor, arată foarte bine. La Vinia, cum crezi tu, cine e mai bun patiser, tu sau mami? Evident că mama, așa. Dar eu o să întreb. Ați văzut că evident că mama, dar eu am să o întreg. Apropo, dragilor, chiar dacă astăzi invitat nu este Emilian Crețu, cumva i-am luat eu rolul, dar din câte știm foarte bine, Emilian este unul din personajele, personalitățile, luați-o cum vreți, care întotdeauna a susținut tot ce înseamnă satul, locul lui de baștână și promovează diferite evenimente special pentru negurieni, pentru negurenieni și în mod cel mai special pentru copiii din Negureni anul acesta, împreună cu o echipă extrem de devotată, au un proiect pentru toți copiii din gimnaziul Negureni. Timp de un an de zile, începând cu clasa 1 până în clasa 9, vor veni la Chișinău la Înot. Acest proiect este absolut gratuit. Din câte ne-o șoptit o păsărică că o să înceapă mai întâi cu clasele primare și noi, frumușăli, echipa, am văzut prima zi unde copiii au fost luați de la gimnaziul din Negureni, aduși la Chișinău și unde au făcut prima lecție de înot. Acest eveniment este pentru a preveni, Doamne ferește, înnecurile, pentru că vin căldurile și toți copiii o să vrea la bazin, toți copiii o să vrea la lacuri, diferite iazuri. Și tocmai de-aia acest proiect organizat de către Oleg și Emilian este să promovăm înnotul, mai ales în clasele primare, unde copiii sunt cei mai vulnerabili. Echipa noastră au scos niște imagini bombă pe care cu siguranță trebuie să le vedeți și voi. Și din cât știu eu, la anul probabil o să vină și la voi în sat. Stați aproape! Revenim după publicitate! În rucsac aveți apă, da? Da! În costum de baie este? Da! Slap este? Da! Veți la not? Așa, foarte bine. Emilian Crețu și antrenorul de înot Oleg Rotari și-au unit forțele pentru o cauză nobilă. Împreună au creat un proiect prin intermediul căruia copiii din Negureni vor învăța să înoate în siguranță. Eu simt că prin ceea ce facem împreună cu echipa și împreună cu Oleg, vin aici și Oleg, da, să-l vadă lumea, să mândrească țara cu astfel de tânăr care vrea să promoveze sportul anume prin înot în școlile din Republica Moldova. Și vreau să-i mulțumesc tare mult că a ales din start satul Negureni. Toți copiii, toți, din clasa 1 până în clasa 9, vor merge în Chișinău la not timp de un an de zile. Este totul absolut gratuit. Inițiativa aparține antrenorului de not, iar Emilian a susținut-o cu entuziasm. El așa entuziasmat mi-a răspuns: wow, ce idee faină! Când am auzit din Negureni,
Deodată ni s-au aprins urechile. O să fie cam două luni pentru fiecare clasă. O să începem cu clasele primare, clasa 1, a 2, a 3, a 4 și vor avea câte 8-10 ore de antrenament în fiecare sâmbătă și duminică. Este absolut gratuit, așa cum am zis. Cu copiii vor merge neapărat obligatoriu și un părinte. Deja părinții o să facă adunare. Cine o să meargă să fie responsabil, să fie luați de aici, din fața gimnaziului, duși acolo, antrenați. Astăzi, din câte știu eu, vor fi 10 antrenori pentru fiecare 10 copii, chiar dacă un antrenor face față la 12-13, dar noi, ca să ne asigurăm, pentru că e suficient de mulți copii. Proiectul oferă toate condițiile necesare pentru confortul și siguranța copiilor. Vor fi echipați cu ochelari, cu căciuliță, cu tot echipamentul necesar pentru a se învăța a nota. Programul are două scopuri mari: promovarea unui mod de viață sănătos și prevenirea riscului de NEC în rândul copiilor. Din păcate știm foarte bine că vara se încep, perioada estivală și toți copiii vor să scalde în lacuri, în iazuri, în râuri și să evităm orice accident, Doamne ferește. Am un scop oricare ca în Republica Moldova toți copiii de la 3 anișori să se învețe a nota, ca să nu fie necuri total. Emilian are și o strategie pentru a motiva copiii să fie mai dedicați. La final de an, atunci când o să vedem cine și cum înoată, o să facem și o competiție între copii și cine va nota cel mai repede și va fi cel mai sârguincios, pentru că scopul nostru e că toți fii motivați să meargă, va primi și o sumă bănească din partea mea, personală. Copiii sunt extrem de entuziasmați că au această oportunitate. Tu știi să înveți? Nu. Dar vrei să înveți? Da. Foarte bucuros să învăț în net. Da, vreau să învăț mai bine. Îți place acest sport? Da. E preferatul meu. Sunt foarte bucuroasă și îmi place sportul în not. Tu știi să înveți? Un pic. Și vreau să învăț și mai bine. Cum îți pare acest sport? Minunat. Vreau să sar în apă. Să sar foarte tare. Mi-am dorit să înveț să mă... Mulțumesc lui Emilian, cred că ne-a organizat această activitate. Și părinții sunt foarte recunoscători pentru inițiativă. E o inițiativă foarte bună, pentru că chiar sunt costuri mari, eu cred. Și din sat, puțini copii au posibilitatea ca să pleci la oraș să facă un sport sănătos. E un plus pentru copii. Ei sunt doritori să înveți ceva nou. Mulțumim domnul Emilian. Mă bucur pentru copiii ăsta. Foarte frumos proiect. Mulțumim frumos că nu avem posibilitate să deplasez cliplașe, dar numai vara când ne ducem la bazin. Este un loc minunat pentru localitatea noastră, pentru copiii noștri. Ne bucurăm că avem așa om în sat cu care ne mândrim și care se stăruie pentru sat și pentru viitorul copiilor. De la Negureni la Aquadis. Din prima zi, copiii au început antrenamentul fiind ghidați de o echipă profesionistă. După cum vedeți, toți copiii sunt echipați cu căciuliță și ochelari și, din caz de ceva, este asistență medicală pentru primul ajutor. Destul de greu este să lucrezi cu copiii, mai ales că sunt de vârste diferite și toți au... Cineva are frică mai mare de apă, cineva are mai puțină frică de apă și la fiecare trebuie să atragi atenție în parte ce face el, de ce se teme el și cu ce să-l ajut să dezvolte mai departe. Alături de ei a fost și directoarea gimnaziului din Negureni. Mă simt nespus de fericită pentru că elevii din gimnaziul nostru au această, Emilian le oferă această posibilitate ca să vină aici să învețe a nota corect și vă dați seama într-un bazin performant olimpic. Vreau să mulțumesc tare mult Aquadis pentru această ofertă și apropo, acest proiect o să fie anul ăsta, timp de un an de zile cu copiii din Negureni, iar după aceasta o să alegem un alt sat din Republica Moldova. Despre ce sat încă nu știm, pe parcursul anului o să anunțăm. Cei care doriți să participați în acest proiect, să ne scrieți un mesaj nou sau echipei Aquadis. Cred că doar ai jos cu metalul. Mă fac curcă, leacă. Ah.
Hei, Dorica, 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 hei, 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 până să vii iura, eu, oameni buni, vă prezint singură cam... Tu, Tommy, ce cauți, măi? La urcare, hai... Care-i culcare? Iruța, ia stai, Iuleac, dar unde-ai fost până mă? Cum i-am cuiat porță? N-ai pierdut, eram țicul, că... Dar și de-aia, dar și ai tine, și ai de făcut. Hai, Iuleac... Și Iuleac... Hai, tu mai fii, vină cu așa, când n-am timp, hai... Ia că, uite, oameni mă, vedeți, ia că așa-ți bărbață în ziua de azi. Stă casa plină cu musafir și el, hai, și Iuleac. Hai, te mai... Și vrei? Vine rău, n-am timp, vine cu așa... Dar unde te duci? Lucram că nu-i timp, nu-i timp. Eu am zis să mă culc, da? Stai că... Poate ai vreo intenție? Am, dar... Și și intenție. De stăjul mine. Lasă, lasă. Și intenția ai tu, amu, față de mine. Când eu șăt, tătă e ca moale, tătă muietă. Hai, mai femeie, chiar, hai, gata... Am venit și... Gata, lucram. Hai, o leacă să... O leacă să și... Doamne, fereata! Oși floare, oși floare, mai... oși floare, oși floare. Floarea-i frumoasă, ia uite, e fix ca și floarea ta. Două secunde așa și de restul așa. Nu mai este. Oh, și vrei tu la mine. Hai, gata, vine cu așa. Hai, eu-s gata, poftim. Acționează, Iura. El numai, știți, el e numai ca șcâlni și la poartă. Numai hămâi, dar când se muști, și te înflărâs-o. Hai, vine cu așa, dă-i din tot. Atent că mă muști de limbă. Of, măi, așa-i cu bărba. Bună seara, ia uitați-vă, măi, și fete. Scuzați-mă că Iruța nu știa aghie azi l-o-n foiet. Ridicați-vă cu coinilor. Măi, pentru tine întotdeauna. Dar ca și cum noi nu ne-am văzut, ca și cum până acum n-am lucrat. Noi prima dată ne vedem. Noi prima dată ne... Bună seara, doamne. De aia de trei ori să avem bani. Să avem bani și prosperitate. Anastasia Anton, da? El a dansat, măi, și frumoasă. Am știut și mama mea, creață-o. Vâliu, așa, hai, așezați-vă acolo, așezați-vă. Mai fetelor, dacă tot astăzi este o ediție specială, astăzi sărbătorim 7 ani de activitate a Dorei. Întrebarea mea pentru Anastasia Antonna și Dorina Antonna. Dar voi văd că vă sunt așa ca pe ea și știu deși. Știu deși. Ele a mea să gândesc, oare și fac acasă și 145 de pui și 75 de rățuști. Și rățuști. Cu cine au rămas pui rățuștile? Avem om de nedejde, de mahală, care are grijă că noi nu suntem acasă și se face tot la loc, cum trebuie. Cine? Cum? Nanu Jorja. Cu mătru Jorja, cu mătru Jorja! Vine să ai grijă și de găinușa mea, că am și eu găinușă deosebită. Cum reușiți, fetelor, la țară? Că am înțeles că acolo Emilian v-a făcut dita, mai aveți și gazon, și copaci, și livadă. Cum ați împărțit voi lucrul, Dorina? Eu pe afară. Așa? Dar Năstica prin casă. Pe afară? Eu pe afară, extraordinar. Din câte am înțeles eu, Dora, ai o poreclă, Emilian, te poreclești spaima frunzelor. De ce îți zici așa? Că eu toate frunzele le strâng. Nu și nici un șir de gunoi pe iarbă și nici o frunzuliță să nu fie. Să înțeleg că acolo e un zel de rai pământesc, da? Da, foarte, foarte curat. Bravo! Anastasia Anton, iată chiar mi-e interesant. Când vine acasă odrasle, Leaca odrasla lângă singura și alălalt, nu știu, îmblă, cu ce îi hrăniști? Care-i doleanța lor atunci când ei vine acasă? Și că mama fă asta! Și el mai mult, noi dacă avem păsări crescute de țară, la casă, la noi crescute, face ori iepăraș, ori rățoi, ori cocoș, găină, avem păsări și noi nu mai îndrepăm. Emilian și mâncare pregătim. Întotdeauna îmi spune sau chiar ninuța. De obicei friptură de iepuri sau de cucuș. Da. De obicei friptură de iepuri sau cucuș. Da. Dar stați că voi aveți foarte multe animale. Și ni le tai? Și ni le... Eu le tai, Dorina, le curăț. Eu am grijă dânsle ca să fie foarte curat. Am înțeles. Dar spuneți-mi, vă rog, iată, vreau să știți și cei de acasă. Știu că aveți foarte mult iepuraj, da? Așa, și într-un timp voi nu-i tăieți, noi doar îi creștem și îi mâncam, îi tăie nanul Leonia. Da. Când a fost momentul că am spus că noi de azi tăiem iepuri? Oamenii buni, ascultați, e foarte interesant. Povestește, Dorina, să-mi iau. Povestește tu, eu să adaug. Într-o zi, a venit Emilian de la Chișinău și am dat drumul la câini. La care câini? La joi și doi! La câini, la mândoi. La mândoi câini.
Și noi am uitat să vă închidem ușa acolo unde erau iepuri. Și au intrat câini acolo și 15 iepuri i-au făcut toți jos. Am, eu îi spun, Emilian, am dat câini și ne-am cărat. Ești când a început azi, da, Emilian? Tot am le tai căturile. Dar eu nu știu ce să fac. Plângi iepuri era jelii care se dezbăteau, care erau numai sânge. Până mă, cu să-ți tăiam capul, da, plângi iepuri, dar doriu, zice, da, tu tai capul, da, eu le tai. Dar am cum a trage, cum a trata asta, Tamara, și cum mătrul Ionia, te-am chemat pe amândoi care au mulți. Dorina de-am îi curățit. Eu de-am curățit, dar mă avem vă bătă iepuri. Vreau să iepuri, erau curățiți. Da. Și de atunci, Dorina, de atunci eu tai iepuri. Îi curăț, eu am să... De stres. Gata, stres nu mai e viață. Da, da, da. Din moment ce o să ia cadita, mai casa are Emilian, cred, ca să o împart cu mine. Este un risc ca să vă duceți mai rar acasă sau totuși negureniu, negureniu? Nu. Totuși, negureniu este negureniu. Atunci când a fost ales locul unde va fi construită casa, ăsta a fost și un principiu să fie cât mai aproape de ieșirea din oraș, ca să nu avem probleme cu trafic, să nu ia mult timp, dar să fie cât mai aproape posibil de negureni și asta am și făcut, am decis să fie cumva la periferie, aproape de ieșire. Să înțeleg, fetelor, Năstica, Dorica, toți aveți camera voastră, spuneți cât mai mult info, că eu nu știu, spuneți-mi și mie. La etajul... Fiecare intimitatea ei. Noi la etajul întâi, Nina la etajul întâi. Eu sus cu Emilian. Dar și s-a întâmplat în camera ta? Că am zis acolo, acolo e cu triemul. Da, camera mea este cea mai problematică cu cele mai multe... Dar una dintre cele mai frumoase. Erori, să le zic eu, gafe mici. Gafe inocente, de fapt. Da, acolo și Emilian într-o zi a vrut să mute, nu știu, noptiera, a zgâriat ușa de vreo 3 ori. Asta, dormitorul a fost schimbat de vreo 2-3 ori și culoarea și tot absolut baia a fost schimbată, cred că în ultima săptămână, pe ultima sută de metri. Când tot era gata? Când tot era gata, absolut era gata. Eu știam că tot e gata, mă duc sus și când văd, baia este schimbată în totalitate. Deci absolut tot. Pereții, podeaua, tot era schimbat. Pentru că lui Emilian nu i-a plăcut și în ultima perioadă a decis să schimbăm tot, că trebuie să fie totul impecabil. Așa, și acum? Și acum, da, camera mea este... Impecabil. Impecabil! A doua cea mai frumoasă. A doua cea mai frumoasă, cea mai delicată, Emilian fiind special. Foarte activ, foarte și acolo, și concerti. Cum este Emiliano când nu face story? Când se enervează? Se enervează Emilian sau nu? Cred că cel mai des se enervează acasă, se mai întâmplă așa niște momente în care se enerveze. Noi doi nu avem momente din astea așa cu scântei, mai răruți, dar mai drăguți. Dar bine, foarte repede rezolvăm și foarte repede revenim la prietenoasă. Scuze-mă că te întrerup, Nina, din câte am înțeles, doar al sunt pe Emilian când vin el cu nervi și... Da, ea evită contactul cu ochii lui Emilian când îl vede așa, foarte pensionat, ea evită, ea își caută de lucru, prin grădină, prin casă, numai să nu contacteze. Dar tu îl simți că el când e nervos, prin și după cum închide ușa la mașină că ies, cred că... În casă, eu nu mă uit la privirea lui și când m-am gata, Emilian ceva nu-i făcut corect. Atunci tot din cap până în picioare întrece o oaie rece și gata. E tine curești o leacă! Da. Și eu încerc să așa, alături să plec. Da, din câte am înțeles eu, Emilian, la capitolul negureni, zero pretenții, nu? Da, el are da. Pretenții când vă vede, când aveți grijă de voi, când da. Părul, dar că el nu-i tira. Nu anunță când se îmbolnăvesc. Când anunță când se îmbolnăjesc, da. Și o săptămână, două, știu, și nu spune nimeni. E ca atunci, Emilian, șerbi și chiar buhniești. Da. Vreau să deschid această sticlă, dar nu mai am pahare, dar bărbatul nu-i. Vreau să mulțumesc din toată inima mea pentru tot ceea ce ați văzut astăzi. Toată prezentarea, mulțumesc tare mult, bineînțeles, Irion Company, că ați făcut ca... Nicle, te mă lecție de glănduțele. Sună cineva, mă ating că e echipa Jurnal TV, să mă uite. Stai două secunde la... Amuș, așteptați, două secunde.
secunde. Apropo, până o să-mi întâmpin eu oaspeții, vreau să vă anunț, dragii mei telespectatori, cu o mândrie că echipa Jurnal TV este partener media la un alt eveniment în premier, măi, pentru Moldova, pentru toți cei care dansează, pentru toți cei care țopăie și valz, și horă, și sârbă, și tropoțâcă, și nu știu ce. Vreau să vă zic că pe 30 aprilie, în premieră, pentru Moldova, la Arena, este World of Dance of Moldova, prima ediție la noi. Vă închipuiți acest eveniment de talie mondială, măi, toate globurile pământești dansează anul ăsta, prima dată, este, se desfășoară și în Republica Moldova. Unii cei mai buni dansatori vor merge acolo la America și acolo o să prezinte talentul lor prin cel mai frumos sport din punctul meu de vedere, dansul. Echipa mea, da, s-a dus, o văzut și o făcut și unde când și avem niște imagini în exclusivitate. Hai să dăm reportaj, după care s-o întâmpin pe Ana, mă atincă Iana aici. Ana, vin, hai, reportaj! Chișinăul a devenit capitala prestigiosului concurs de dans World of Dance Moldova. Prima ediție a grandiosului eveniment de talie internațional a fost organizată de Iurian Țurcanu împreună cu Iuri Rybak și Svetlana Lana Gluhova. Astăzi se scrie istorie în lumea dansului. Este cel mai tare concurs de dans din lume și este cea mai mare comunitate de dansatori din Republica Moldova cu siguranță, dar și din toată lumea. Sper să le facem și dansatorilor noștri gust de a face un show, se dezvolta și de a fi mai buni în fiecare zi. Campionatul a reunit pe aceeași scenă dansatori de dans din țara noastră, dar și de peste hotare. Concurând în 4 divizii, cele mai bune echipe alese de jurați vor concura la World of Dance Finals din Statele Unite. Mi-a plăcut foarte mult, e o experiență foarte bună și am avut așa de multe emoții, dar pozitive și foarte frumoase. Ce v-a plăcut cel mai mult? Susținerea! Susținerea cui? Părinților! Pe lângă faptul că am mai concurat și în alte țări, la World of Dance, și în Paris, și la București, pentru noi este o onoare să prezentăm școala noastră de Space Project pe scena din Moldova. De când a venit, mie nu pare să cred că sunt în Moldova, adică asta vedeam doar la TV și doar pe YouTube până acum și faptul că asta de fapt se întâmplă noi în țară demonstrează că asta totul este posibil de fapt. We are from Ukraine and actually we are so happy being here. This is a really big event for us. We're new and we tried really hard to show our best and these costumes, they exactly show what kind of dance we will dance. Participanții World of Dance au fost jurizați de nume sonore din lumea dansului din Republica Moldova, dar și de reprezentanți internaționali. Sunt foarte impresionată pentru că la noi în țară se face pentru prima dată așa nivel de campionat. Asta este cel mai bun campionat, cred că, din lume și, într-adevăr, sunt mândră de țara mea că astfel de evenimente se fac la noi în țară. Din punctul meu de vedere, din ce am văzut până acum, este foarte strânsă lupta. Adică sunt dansatori foarte buni, sunt foarte pasionați, ceea ce îmi place și respect foarte mult, să văd focul acela și dorința de a presta pe scenă. Pentru noi, ca și jurați, este un entertainment foarte bun, pentru că privim acum din cealaltă perspectivă, nu suntem pe scenă, nu performăm, doar observăm, analizăm. World of Dance Championship este considerată una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale de dans existente. De ani buni, asemenea competiții au animat o fuziune de stiluri între echipe de dans profesionale, preprofesionale, la nivel de industrie și comunitare. Sună-ți, te rog. Da. Mă așteptam, dar cu cum să nu. Da. Deblocat cu succes. Și faci mentora, mamă? Da, hai că mi-e greu, că e... Ce de mare. E palat. Și pentru Emilian. Și bazin acolo. Fac
cu apă. Mini sezonă de drag. Da, da, da. Piscină. Ce ușor. Emil! Hai că... Emilian! Emil, noi am ajuns! Dar mai fi și cineva care deschide ușa, știi? Cam palat. Să putem să intrăm neinvitați. Încercăm? Dar încuiat. Poate e la goală, poate e cu Iura acolo și... Vin, vin, wow, Doamne, că nu mai reușesc nimic! Dai, ce-i? Cine acolo? N-ați venit cu mâna goală, așa, intrați, ai tu la mama. Așezați-vă acolo, frumușă, bravo, ia uite. O, hai, intrați în casă, du-o la mama lor acolo, așezați-vă unii și puteți dă floarea asta încoace, că e greș, tu-tu-tu. Uite, ajunge unul, așezați-vă acolo, unii vreți, of, Doamne, așa-i. A venit o familie și acum au venit și ceilalt. Da, pune-le aici, frumușele, bravo. De la Ulmu, de unde le-ai adus? La Ustea. Da, de la Ustea, și tu nu ești de la Ulmu? Ulmu, tot corect, este așa. Eu de acolo. Bună seara, și din câte observăm, dragi telespectatori, fetele n-au venit cu mâna goală. Hai, am înțeles, asta e de la Ana, producătoarea noastră, de 7 ani de zile. O suport, nu mai pot, am zis, doar... Nu, asta de fapt zice Ana. Eu acum zic ceea ce zice ea. Nărțâjul i-a din de la Ustea. Și fetele frumoase. Eu am venit cu un elefant, știu că ți-ai dar îți plac și îi colecționez. Și ești și un copil, apropo. Și dacă tot ești babă, cam e timp. E cam timp. Dacă aș avea și eu decolteul tău, ne-a și mai simplu. Dă-i coași. Dă-i decolteul tău și vezi, mâine-ți gravidă tăte. Hai să mergem la noastră păsărică călătoare. Eu am un cadou pentru un bărbat adevărat. Așa? Pentru Emilian, să-l transmit. Să-l transmit, dar poți să mă uiți și acolo. Sigur, dar înainte de asta ai 3 încercări pentru așa. Dă-te le uțică mai încolo, așa, să vadă, luați, așa, așa, să vadă, așa, să respirați. A, o, așa, da. Ciorapi. Nu. Stanoc. Și ultima încercare, prezervativi. M-am gândit, dar în ultimul moment am luat analogul lor. Așa, analogul lor, stați uliuși. Din păcate, emisiunea noastră nu permit să arătăm ce este aici. Vreau să vă zic că face mac. Eu știu că Emilian obișnuiește să facă istorie din baie, în care vorbești cu urmăritori. Da. E... Ca să nu-i fie plictisitor. Ia. E glușită asta! Așa, parcă, pentru cei care se întrebau unde este Iura, vreau să vă-l arăt. Dacă Pilenin l-a balzamat ca să pestreze tot timpul, eu pe Iuruța, ia uitați-vă. Așa, vine cu așa, așa, hop! Să vadă bărbatul, eu, Hamlet îl are pe Ioric, dar ăsta e Iurie. Oh, s-a sortează bine cu elefant, că Iura așa, și-i cu minte, Iuruța, și-i cu minșor. Măi, așa, și noi... Mărioară, și șezi acolo, treci încoace. Hai, vine încoace. Atent la camera, atent, nu-i trivoje camera aceea. Așa, știu acolo, unii vrei tu și bine... Ia uite, măi, ce frumos stai acolo. Ia că, măi, vreau să vă zic că această emisiune nu este creată doar de femei. Chiar dacă acum sunt 2, 4, 5... Și Iura pe masă. Și Iuruța pe masă. Ne lipsește și... Bebelui! Hai, treci în coașe. Pe spate. Eu am venit cu un mic prezent, eu știu că îți place cafeaua. Cu mâna dreaptă. Cu mâna dreaptă și e direct din Italia, procurat ieri, în special pentru tine. Ba aici da, este și un bilețel. Ba da, prosti, cu drag, din partea familiei Lază, bravo. Da. Așa este lângă decolteul ăsta frumos. Ana, hai să începem cu tine, pentru că tu, de fapt, ești veterana în această emisiune împreună cu mine. Dacă ne aducem aminte, acea discuție de la balcon când împreună am botezat-o pe Dora în Dora, pentru că Dora era personaj și după aceasta am adus-o și pe sticlă. Cum e și 7 ani la rând? Da.
Este mult de povestit. Nu și dramă, e și lumea plânge. Nu, e mult de povestit de tot câte am, toate câte am realizat pe parcursul acestor 7 ani și câți oameni au contribuit la crearea acestei emisiuni și echipă și oamenii din spate, personalități care au fost invitate și au venit aici în această familie mare. Mulțumim Jurnal TV că ne-a dat oportunitatea atunci, 7 ani în urmă, să pornim un proiect în care noi ne-am realizat toate visurile, cumva nebunile care veneau, creativitatea care era neoprită, am putut cumva să o valorificăm într-o emisiune care astăzi este una dintre cele mai vizionate. Este urmărită și de copii, este urmărită și de părinți și bunici, cumva toate vârstele își găsesc un conținut atractiv în cadrul acestei emisiuni. Și de bărbați, ca au la și suita, poftim, uitați-vă aici, da, și de la mama eu, am uște și la fiecare. Da. Și pe parcursul acestor ani s-au făcut foarte multe. Am avut și rubrici și mai cunoașteți Coliva printre cea mai temută cumva rubrică din cadrul acestei emisiuni. Fugeau toți artiștii de această Coliva. Sărac, țopa! Da, sărac! Sunt foarte fericită că un asemenea personaj precum Emilian Crețu, care s-a transformat în Dora, vine în fiecare sâmbătă seara la ora 8. Este bine, ascultați! Da, da. Da. Și vă aduce acea bună și acea doză de zâmbet și umor. De fapt, asta și-a fost scopul nostru, ca să aducem o emisiune care să vină să relaxeze omulețul și acel de la sat care vine de la, știi, de la prășit. Și pentru că oamenii de la sat chiar nu au timp să se odihnească, dar această emisiune adună pe toți. Sâmbătă, eu adunat! La o sobă, la o mămăliguță și stau și se uită la această emisiune. Cât și omul de la Chișinău care vine de la lucru sau mămicile care lasă copiii și spune, stați copii, pentru că și copiii stau și se uită la această emisiune. Vocea aceasta care bună seara! Bună seara, oameni buni! Eu am rămas în creier! Da, da, da. Ia trebuiască de pus la aeroport, da, pe unul cu Naio! Și ne-a venit acasă, moldoveni! Ana, da, o întrebare. Dar tu ai caif atunci când ciripiești desori în cască? Astăzi e nu, azi nouă am pe Ana Urechi, slava Domnului. Dar câteodată, Ana, mă pune să zic ceva, eu zic și după asta să mai ieși cu... Întreaba aceea și nu poți zic că am întrebat, dar tot... Da, vreau să spun că tot iarăși pe parcursul acestor ani m-am învățat cumva să vorbesc atât de mult din spatele camerelor și mai mereu suntem într-un gând cu Emilian, că eu deja îi spun, el deja știe, el simt ce vrea să spună el, dar oricum mai sigur că sunt menționați toți partenerii, că sunt menționați toți invitații, toate detaliile astea pe care le cunosc eu din spate. E că acum imaginează-ți că eu nu mulțumesc la parteneri cum o fac eu, toți care avem. Ia! Caris? Eu? Da, da, și eu. Da, și tu nici deci nu uita de microinvest, nu uita. Da, sigur, te pot să mulțumesc. Vreau să Red Max Series. Da, vreau să mulțumesc tuturor partenerilor care în acești ani au fost fideli cu noi și în primul rând este A Priori Wine, care este cu noi de 7 ani. Wow, 7 ani să fii cu emisiune. Deci, asta este record și vreau să le doresc celorlalți parteneri care sunt acum cu noi de ceva timp, atât timp de o lună, Redmark, să fie tot atât de mult timp cum este și A Priori cu noi. Redmark, Microinvest, care desigur finanțează oamenii harnici și ajută la realizarea scopurilor lor. Fațad de 3D, deci unul care este de ceva timp tot cu noi în această echipă frumoasă și unică, aș spune, cu oameni frumoși și hai, amintește-mi pe cine am uitat. Dar n-am uitat pe nimeni. Nimeni n-am uitat. Pe toți? Nu, ba da, nu am uitat pentru că o să aflați acum. Avem un spre nou partener. Spre final avem un nou partener, da, foarte gustos. Ana, îți dau o pauză. Da, dă-mi o pauză. Hai să vedem. Patlajic, tine am mai vorbit tot la urmă. Patlajic roșoar, ieși. Tu ai ieșit? La tine. Felicia. Când a fost primul impact când ai văzut-o pe Dora? Și unde? În ce circunstanță? Cât ani în urmă? Și pe ce atunci? Și cum te-ai pomenit tu aici? Eu să fiu sincer, eu mare fană a ta, niciodată n-am fost. Dat-o afară! Dat-o afară din emisiune! Eu știam de emisiunea asta de când eram încă mai mică. Dacă e să dăm 7 ani în urmă, eu aveam 15 ani. E la 15 ani se gândea la Dora? Îi trebuia așa un bel? Nu, la
15 ani, urmăream ce era pe atunci la Jurnal TV. Dar, totuși, primul meu impact cu Dora a fost atunci când am început să lucrez la Jurnal TV. Acum, în ianuarie, fac 3 ani. Am făcut, adică, 3 ani de Dora Show. Atunci, cred că te-am cunoscut prima dată. Astăzi ești la Dora pe rol de... Reporter din ăsta sexos, de atâta și uită bărbați la Dora, da. Că aici n-au și vide. Acolo, da. Noi special am luat-o. Întâi una frumoasă, mitică și țoasă. Și am găsit-o. Așa, deci Felicia, care este și prezentatoare media în cadrul televiziunii Jurnal TV, ea mai face și este responsabilă de rubrica Iar este ziua mea. Toți cei care au zile de naștere, scrieți-i în privat, ii în privat. Da. Pe inima de tată. Da, trimiteți-i poze și mesaje de felicitare pentru toți cei dragi. Mai departe, da, ea tot face și adună acele bâlbe, best of, cum numim noi, de la toți prezentatorii și până și bâlbele reporterilor Jurnal TV. Deci ea culege toate acele momente picante pe care le îndrăgeți voi de fapt. Stați aproape, revenim după publicitate. Secret, măi, cât timp mi-a luat mie să învăț numele și prenumele, că numai l-am învățat și eu plecat, Anastasia Slatfenko, din fericire că am să bat și o matană, s-o întors înapoi prin neagurile Moldavii, am să zic un secret, Ana, când m-a anunțat că tu pleci și Ana îți apropie și zici că Nastea se duși, zic unii se duși, nu știu, emigrează se duși și eu zic, băi, cine găsim la fel de bună ca și dânsa? Și am zis că, băi, nu, a să vedem. Și s-a întâmplat, și te-au mușcat, și te-au zgânșirat. Primul reportaj care l-am avut în cadrul emisiunii Dora Show, eram în calitate de cupidon. Păi iată, alt cupidon s-a găsit care m-a împușcat cu... Așa, și el a vrut să-i furi... Săgeata dragostei, da, și m-a furat peste hotarele țării. Da, te-a furat numai o lecție, că acolo și cum ești înapoi aici? Și eu îl trag înapoi. Când a fost primul impact, când ai văzut-o pe Dora? Când ai aflat tu de personaj sau de emisiune sau de Emilian sau... Eu cunoșteam pe Dora, cred că de la început, de la apariția ei pe social media. La TV9 urmăream, rudele mele, bunica, urmăresc. Dar mai bine am cunoscut-o și m-am aprofundat atunci când am venit la Jurnal TV și atunci când mi s-a propus să fac primul reportaj pentru Dora Show, când și s-a decis să fac parte din această echipă. Ea povestește cum ai ajuns la Jurnal TV. Ascultați atent, că ceva interesant, dacă Ana râde, înseamnă că deja e. Da, istoria este foarte interesantă. Tocmai mă concediasem de la hostel job și eram în căutare unde să mă angajez la un loc. Unde da, lucra la pompi funebre, apropo. Spăla morții. Căutam un loc în care să mă simt bine, un job care să-mi aducă plăcere. Făcusem studiile în jurnalism și așa a coincis că mama mea mergea la același stilist cu părul, la care se deservea și Ana Danilescu. Ea spune că o cunosc pe producătoarea generală Jurnal TV, dacă vrei pot să vorbesc cu ea, dacă au nevoie. Pini, și-ai dat șpagă și Ana o luat. Da, aproape. Așa am făcut legătura cu Ana, m-a invitat la interviu unde i-a plăcut de mine aparent, m-a luat în practică, după care s-a convins că merit să fac parte din echipa Jurnal TV și echipa Dora Show. Vreau să zic că a crescut atât de mult într-un timp record, încât deja pregătea emisiunea și tăia singură reportajele și la noi cam des se întâmplă așa, vin oameni și pleacă după ce cumva noi îi pregătim. Se învață! Ana a avut nevoie de o pauză și noi cu Anastasia împreună da. Cu echipa care stătea în regie în locul Anei, care monta emisiunea, o asambla apoi. Adică a fost o muncă în echipă. Două secunde pentru cei de acasă, Ana spunea că deja singur s-a învățat să taie reportajul. Vreau să vă zic cum asta se întâmplă. Să iau un reportaj, el e cam așa cât un baton, spune pe masă, să ie toporul și tac, 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 pe urmă. Să ie bucățica care nu-ți trebuie, unii noi ne bâlbâim sau unii ne închedicăm și le unim și dacă este o pădică frumușică. E drept? Mergem mai departe. Mai avem o tineric, Marioara, Maricica, cum mai corect? Măriuța. Măriuța are două posturi la Jurnal TV, la Dora Show.
primul ei rol, dacă pot să zic așa, face parte din echipa de toți cameramanii care ni filmează un iuhista ca să arătăm gay. Și la un moment dat eu îți și nu s-o baba asta, numai eu s-o filmez, eu tânără frumoasă, din mai tată, vreau să apar și eu la sticlă. Și ia ca acum nu zic, am să te întrerup, de fapt nu eu am zis, dar Ana a venit cu această propunere. Ana știe ce zice. Și nici până azi nu am înțeles după ce criterii ea m-a văzut, m-a observat și s-a gândit că eu pot fi o parte din această echipă ca reporter, pentru că eu nu am avut treabă cu reporteria. Sunt cameraman după profesie, că sunt ultimul an la licență. Și cumva eram prin platou. Dar îți place, nu? E ceva totul nou pentru mine. Și dacă mi-ar fi plăcut, cred că n-aș fi fost aici, iată. Reporter nu te naști, reporter de vie. Exact. Eu sunt extrem de recunoscătoare, Ani, că mi-a oferit această posibilitate, ca eu să-mi dezvolt anumite abilități pe care le aveam, dar nici de cum aveam curajul să spun că eu pot, eu știu și cumva astfel de... Atunci când alți oameni au încredere în tine, parcă și tu începi să crezi mai mult. Ana Nuza, dar este super mama, e ca o mamă, e sânt. Și iată așa ajungem și în Ustea. Da, în fiecare zi de sâmbătă, dimineșoară, Nicolețica noastră aduce și decoruri, florișele, bucușele, bomboniele. Deja de un an și cine e cea mai mică la noi în echipă? Cea de ani. Nu de ani, de când faci parte din echipă. Nu, tu ai nu de un an și cum? Maria. Maria este nou venită. Maria, astăzi stai storni. Așa la magazin și nimitel toarnă. Da. Cum e să faci parte din echipa Dora și cum e Dora, iată, tu, când înainte de a o cunoaște, tu ai văzut-o precis și cum e ea când o vezi pijiu? Interacționam cu Dora doar prin rețele de socializare, mai mult îl urmăream pe Emilian, apoi și Dora s-a întâmplat asta foarte... A fost o glumă, adică a fost acolo un cerere că trebuiește decorator. Am dat un like, am scris un mesaj și am primit, da, bin, doar pe două săptămâni, doar două ediții. Și două ediții s-au transformat într-o așa 5-9 deja. Ați văzut ce... Atunci am fost pentru a decora edițiile de Halloween și iată am vrut. Unii sunt cele mai complicate, asta de Halloween, asta de anul nou și de Pascal, acolo trebuie să ai creiera. Așa că, Nicolețica, noi îți mulțumim că faci parte. E greu să faci naveta în fiecare... Salvași salariul, îi dă jurnal. Peste un an ai și cu vertaliotul. Cu Nicoleta, de exemplu, oh, doamne, Felicia vine cu vertaliotul. Sfârgule. Vreau să răspund și eu la această întrebare, că după ce am început să lucrez în calitate de reporter, toți mă întrebau, dar cum e Emilian, dar cum e Emilian, tot așa ca la televizor. Și zic, eu nu m-am așteptat ca el să fie atât de simplu și omănos cu toată echipa. Emilian, nu dacă să te vii să vorbești. Hai, dă microfonul și lui Bela. Noi deja cumva știm istoria, cum a apărut aici Bela. El este un prieten, este, nu? Da. A fost lui nostru bucătar, Adriano Celentano, de Suzano, de Partizano, de... Da. Și erau multe și la un moment dat, din câte am înțeles că Adrian a plecat, ai venit ca și cum pe o lună. Tot, am fost telefonat de Ana, super mama, cum să-l spunem. Mama tuturor, reactă. Da, mama tuturor. Noi trebuie să-i spunem, mulțumesc ei pentru oportunitățile care ne le dăm. Am fost chemat pentru o emisie, dar cumva s-a... Dar nu, stai că tu ai fost și invitat. Da, când Adrian era bucătar. Da, mai ții minte ce ai gătit prima dată la Dora? Nu. Am fost invitat, da? Eu am făcut reportajul ăla, eram și eu prezentă, s-a gătit friptură cu mămăligă la Casa Pădurarului. Nu atunci a fost prima dată. Da, atunci am fost invitat, împreună am gătit, dar Adrian o ediție nu a putut veni, ceva circumstanță s-a întâmplat. Așa, și hai, am și fost... ai văzut ce înseamnă când cineva nu poate să vină la o ediție, vii tu și ești la fel de bun și hop. Cumva eu v-am cucerit, cred eu, prin mâncare. Trebuie să recunosc, până la mâncare mi-ai cucerit cu găurițele astea dobrăjor. Doamne, Dumnezeu! Așa, foarte. Da. Nu știu ce mai zici, Mana. Da. Ce să mai zici? Vreau să zic că această echipă a crescut și crește, în ochii noștri zi de zi, pentru că, spre exemplu, Anastasia frumos am descoperit-o. Anastasia a plecat, dar sper că nu de tot, dar a venit Maria, care este la fel de talentată. Eu i-am zis că văd un potențial producător. De Nicoleta
toaleta, nici nu mai zic la cum faci și transformă de fiecare dată decorul, este uimitor și eu am încredere în totalitate. Andrei, dacă țineți minte primele rețete, cum le spunea și așa, era mai stingher în ale vorbirii cumva, dar acum este un bun orator și da, tare mă bucur. Ana, da? Scuze, tu spui Andrei și mă bucur, cum, care Andrei? Da, el pentru mine e bine, el nu e Andrei. Da. Felicia, care am descoperit-o și pe ea frumos, ea a stat în regie într-o perioadă în care eu am lipsit și eram în perioadă de recuperare. Deci aceste două fete au făcut echipă, m-au înlocuit pe mine și eu sunt atât de fericită că, uite, am ajuns la etapa când eu pot să ies pe ușa aceasta, să mă duc, dar eu sunt sigur că această emisiune o să apară sâmbătă seara și fără mine. Și iată, pentru asta merită acești 7 ani. Și nu doar, dar și pentru cei care ne privesc. Da, niște a priori, că așa de frumos vă ești fata asta. Da, într-un număr atât de mare. Și eu sunt atât de... Eu chiar sunt fericită că uiteam în spate și am alături așa niște colegi de frumoși și mai fericit sunt că am un prieten de suflet pe nume Emilian Crețu, cu care aș face proiecte, cred că toată viața mea. Belușa, du-te tu făcuta la bucătărie și nu, pregătești toți cu noi vinim. Da, hai, un cinci. Eu vreau să mulțumesc tuturor, dragii mei telespectatori. În primul rând vreau să mulțumesc echipei Jurnal TV care mă suport, care mă rabdă, care după care vreau să mulțumesc în mod special echipa Dora Show, care împreună eu aș exista ca și personaj. Ca și proiect fără aceste fete și băieți, n-am cum, cameramanii ești frumoși, care des ori se uită la un sozac alibit, dar trebuie să facem ceva frumos. Și pe voi vă salut, vă pup, vă iubesc, dar nu în ultimul rând acest gâtișor de licoare magică a Brioni Wine. Vreau să beau pentru toți telespectatorii noștri dragi, care lasă tățelea, nu există nică. Să uită la Jurnal TV, la Dora Show. Hai, sănătate și bucurie! La mulți ani și pentru băieții care stau în spatele camerei, apropo, Sergiu, Arcadie, Gavril și toți. Și la mulți ani, 7 ani, toți împreună. Și ca într-un cor. La mulți ani! Și Oxana Vatavu, de fapt, de care montează această emisiune. Nu știu, e mișul tine. Și ajutorul ei, Maxim. 2 secunde, așezați-vă, mâncați, dar din barbă snudați, așteptați. Dragii mei telespectatori, vreau să vă anunț și le spunem bun venit unui nou partener, Salamer, una dintre cele mai mari și inovative întreprinderi de procesare a cărnii și fabricării de mezeluri din Republica Moldova. Și da, dragilor, din 1999, Salamer creează produse din carne de cea mai înaltă calitate, ca tu, fără ezitare, să alegi cei mai gustos pentru tine și oamenii dragi. Astăzi, produsele Salamer sunt comercializate exclusiv în cele 75 de magazine de firmă deschise în fiecare sector din Chișinău și în centrele raionale din Republica Moldova. Asta garantează că produsele Salamer sunt păstrate în condiții controlate să ajungă cât mai proaspete la voi, dragi cumpărători. Vorba aceea, bine ați venit în familia noastră mare și frumoasă cu cele mai deosebite produse din carne, cârnășori și găinuși. Oh, mă duc să le gust! Și ia uitați-vă, oameni buni, ca o gospodină adevărat pentru familia mea de la Jurnal TV și de la Negureni, avem de la Salamer specialități cruzvântate, avem cârnășori, carne proaspătă, mezeluri, Doamne Dumnezeule! Fetelor, până o să tai bele din tortușorul nostru sărbătoare, tu la mine așteaptă, tu ai mai îngropat. Fetelor, vă pup și vă iubesc, dragi telespectatori, vă pupăm, vă iubim și mulțumim că în fiecare sâmbătă sunteți alături de noi timp de 7 ani de zi. Băi, unde am greșit? Să mă iertați! Dacă o să mai greșesc, dar o să greșesc, suom. Noi oameni suntem făcuți dintr-o greșeală, mamă, sau nu? Sau din dragoste adevărată? Spune la oameni, știi! Dragoste adevărată, o spus mama, tocmai de aia și ne iubiți, pentru că-s făcută din dragoste adevărată. Dar dragoste adevărată fără... Nu-i nimic! Ia ca așa, vă băbăm, ne vedem sâmbăta viitoare și promite ca să facem o ediție la fel de frumoasă și la 20 de ani de activitate. Da, Ana, 20 de ani de activitate, Dora Show. Hai, dă să gustăm. Hai, a priori wine? Mhm.
Redmark, expertul dumneavoastră în redobândirea cetățeniei române și perfectarea actelor românești. Casa bună se cunoaște după fațadă. Salamer, gust cu tradiție.